Salutare, dragii mei, și mă bucur foarte tare să vă revăd. Sunt câteva zile, aș putea să spun, dacă nu vreo două săptămâni de caniculă, călduri extreme. De exemplu, în solar, în momentul acesta, sunt 47 de grade. Dar am venit să văd exact cum se prezintă roșiile și o să vă fac și un clip cum le păstrez eu, să nu le ud în fiecare zi, cum le mulcesc, cu ce le mulcesc. Dar nu voiam să pierd acest moment și să vă arăt suculentele și să discutăm un pic despre ele. Căldura aceasta care toropește tot are un efect și asupra suculentelor și anume au început să înflorească. Și după câte știu eu, în fiecare an, după ce mi înfloresc suculentele, cele care înfloresc îmi mor. Și aș putea să vă prezint această suculentă care mie îmi pare foarte rău că îmi va muri, o și văd că moare. Dar am un puiuț aici și aceste suculente le-am cumpărat anul trecut și am crezut că le voi păstra pentru a le mulți. Dar am un puiuț aici și sper să reușesc să le mulțesc. De ce? Fiindcă eu am uitat de anul trecut că suculentele în momentul în care fac aceste flori îmi vor muri. Acum, dacă și vouă vi se întâmplă același lucru, vă rog frumos să postați în secțiunea de comentarii, căci mie numai așa mi s-a întâmplat. De fiecare dată, după ce mi-au înflorit, plantele respective care au înflorit au murit și au lăsat în jurul lor doar puiuți, doar că la acesta este foarte interesant, este unul singur și sper să reușesc să-l scap. Și ce vreau să vă mai arăt este că în această perioadă, când totul este, exact cum v-am spus, pârjolit, suculentele o duc bine. Însă, o chestie foarte interesantă, am observat că și suculentele care stau toată ziua la soare au început un pic să nu se simtă bine și să se îngălbenească, în afară de faptul că înfloresc. Eu am mai multe soiuri de suculente, nu vă știu să vă spun exact tipul lor, știu că sunt din specia Sempervivum, ceea ce înseamnă că ele rezistă și iarna afară și vara tot afară, nu le pun la interior, le las să mă bucur de ele afară, dar uitați-vă la acești pitici, care și ei vor să facă puiuți. E foarte interesant ce se întâmplă, mi-e plac foarte mult și în jurul lor e plin de pui, la aceștia nu-mi fac griji că s-ar putea să-i pierd. Haideți să vă arăt și aceștialalți, care sunt superbi, superbi sunt, ia uitați-vă. Florile sunt foarte frumoase și e clară treaba că îmi vor muri, fiindcă îl văd deja că se usucă și acesta vă spun sincer că nu am decât una singură și exact după ce se termină clipul o voi tăia în speranța că voi reuși să o salvez. După cum vedeți, toate suculentele mele care le-am făcut în aranjamente au pietriș jos, o să vă explic exact de ce. Aici la fel. Un aranjament din suculente, peste tot am pus suculente din cauza că sunt foarte rezistente și nu-mi bat foarte tare capul cu ele, dar haideți să vă arăt vedeta. După cum vedeți, acest Sempervivum, acesta este clasicul acela pe care îl știm toți, dar niciodată nu mi-a făcut o rozetă, că altfel nu cred că se numește o rozetă atât de înaltă sau un trunchi sau cum vreți să-i spuneți prin care să facă atât de multe flori și ea este motivul principal pentru care am zis că trebuie să fac un clip până nu trece și până nu pierd așa ceva. Dacă și vouă vi se duplă exact același lucru, vă rog frumos să postați în secțiunea de comentarii. Da, sunt foarte încântat de acest Sempervivum. Haideți să discutăm un pic despre cum se îngrijește Sempervivumul. O să îl pun cu mare grijă aici, din cauza că are tendința să pice într-o parte și probabil se va rupe la un moment dat, la un vânt mai puternic. Bun, Sempervivum, aceste plante fantastice care vin în foarte multe culori, vin în verde complet, verde cu marginile roșiatice, roșii complet, am câteva acolo. Mai am și alte suculente, dar trebuie să recunosc că Sempervivum îmi plac foarte mult din cauza că pot să le păstrez și iarna afară. Și sunt florile care dau culoare. Sunt foarte încântat de multitudinea pe care o putem alege ca și Sempervivum. Acum, este una din plantele care se îngrijește foarte ușor. Și asta din cauza că rezistă foarte mult la secetă, fiind o suculentă. Ciao, Daisy! Fiind o suculentă, rezistă foarte mult la secetă și rezistă foarte mult
și la frig. Ea este o plantă teoretic montană și rezistă undeva până la minus 10 grade, dar sunt fer convins că dacă este acoperită de zăpadă, rezistă și mai mult de minus 10 grade. Noi probabil undeva până pe la minus 15 grade, deci nu ar trebui să ne facem grijă în ceea ce privește frigul lor, cel puțin la noi în partea de vest, dar sunt fer convins că și în sud, nu știu mai în zona Moldovei sau Transilvaniei, dar sunt fer convins că cu toții aveți această plantă, chiar dacă sunteți prin Transilvania sau prin Moldova, sunt fer convins că ele s-au adaptat foarte bine și sunt într-o grămadă de locuri. Bun, în ceea ce privește îngrijirea lor, trebuie să avem în atenție trei aspecte. Și unul, lumina, substratul și cel mai important este udarea. Haideți să vă spun un pic despre lumină. Eu aceste sempervivum le-am încercat și la lumină, cred că 3 ore aveau pe zi acestea. Supraviețuiesc, sunt ok, chiar se și înmulțesc. Singura problemă este că ele se vor întoarce către lumină și nu vor avea un aspect foarte plăcut, de exemplu cum este aceasta, care este perfect, adică a crescut exact una în jurul celeilalte, pe când dacă aș fi ținut-o undeva unde nu ar fi avut atât de mult soare direct, s-ar fi dus cumva în acea parte și nu ar fi arătat deloc plăcut. Am câteva la întuneric care sunt acolo și nu-mi place deloc aspectul lor. Bun, asta cu lumina. Acum, ce am observat eu din cauza căldurii excesive și a soarelui, cred că în această perioadă cel mai bine ar fi să o aveți undeva la jumătate de zi la soare și jumătate de zi la umbră. E alegerea dumneavoastră. Eu vă recomand să o țineți undeva jumătatea zilei de dimineață la soare sau cea de până la apus. Din cauza că ele sunt rezistente, dar totuși trebuie să ne gândim că fiind plante montane, la munte nu există temperaturile de 41 de grade. La munte nu există așa ceva. Bun, deci eu chiar dacă rezistă, eu le-aș în perioada aceasta. După ce trec aceste călduri, puteți să le lăsați toată ziua la soare, nu au niciun fel de problemă. Asta în ceea ce privește lumina. În al doilea rând, solul merge pe orice fel de substrat, substrat universal, doar cu o singură excepție. Luați și băgați cât se poate de mult nisip acolo. Eu la toate am făcut exact același lucru. Eu am un amestec de 50% compost cu 50% turbă. În acesta bag undeva la vreo 20% perlit în acest amestec și cred că vreo lopățică, două de nisip. Un substrat cât se poate de drenat, din cauza că dacă o să le desfaceți, o să vedeți că rădăcina lor nu este foarte adâncă, nu este foarte în jos și atunci nu are niciun fel de problemă în ceea ce înseamnă a menține umiditatea. Tocmai asta ar fi problema cea mai mare și ajungem la al treilea punct, ceea ce înseamnă udarea. Udarea în exces a sempervivumului va duce, din păcate, la pierderea acestei plante și credeți-mă că și eu fac același lucru. În timp ce ud toate celelalte plante, odată la 2-3 zile, mi este milă de multe ori, trec pe lângă ele, jap, le dau și lor câte o udeală. Și fac chestia asta într-o săptămână, două și la un moment dat, după vreo două săptămâni, văd că încep să se topească pur și simplu unele din ele, din cauza că le-am dat prea multă umezială. Deci da, udațiile, cred eu, din punctul meu de vedere, o dată pe săptămână, acum cum se afară temperaturile astea de peste 40 de grade, când vin temperaturi de până în 30, eu vă recomand să le udați o dată la 2-3 săptămâni și când vine toamna, când vă aduceți aminte. Cam asta este tehnica. Am spus că o să vă zic exact de ce pun eu pietricelele acestea la ele. Păi pietricelele le pun din două motive. Unu, reflectă lumina în sus, lumina care bate, o reflectă în sus către ele și asta face două lucruri. Odată simulează exact efectul zonei montane unde cresc aceste plante minunate și în același timp pietrișul se va usca mai repede și asta înseamnă că frunzulițele sempervivumului nu vor atinge pământul. În momentul în care vor atinge pământul și pământul este umed, există posibilitatea ca acele frunzulițe să se mucegăiască și mucegaiul acela să se ducă în sus pe plantă și să vă omoare planta. Nu este neapărat, dacă nu vă udați plantele la fel de des cum le ud eu, adică greșit, da? Nu trebuie să vă bateți capul. Dacă le udați o dată pe săptămână, chiar nu trebuie să vă bateți capul, fiindcă din start suprafața de aici de sus este prima care se usucă și nu trebuie să vă îngrijorați.
Bun, deci cam asta este treaba. Cele trei aspecte foarte importante, soare, după cum v-am spus, jumătate de zi sau o zi întreagă în funcție de temperatură, udarea, foarte atenție, udarea foarte rar și, cum am spus, între ele era substratul, deci aveți nevoie de un substrat cu un drenaj foarte, foarte, foarte bun. Eu le cresc la ghiveci, dar am văzut la alții că undeva prin pământ afară, pe o moviluță mică, bineînțeles, cu mult drenaj acolo, le iau și le plantează și fac un loc fantastic. Am văzut la foarte mulți oameni în care este colțul cu sempervivum și ele se vor înmulți foarte ușor. În ceea ce privește bolile sau dăunătorii la această plantă, eu vă spun că nu am avut niciodată nicio boală și niciun dăunător, doar în afara faptului în care am udat eu în exces plantele și, bineînțeles, au început să mucegăiască și să moară. Altceva, nu țin minte să fi avut vreo problemă în acest sens. Dacă ați avut voi vreo problemă, vă rog frumos să postați în secțiunea de comentarii. În ceea ce înseamnă înmulțirea acestor plante, să știți că înmulțirea lor se face foarte ușor prin două metode. Una este să luați acești puiuți mici de aici, care îi vedeți că iasă prin pământ. Să vă arăt mai de aproape acest puiuț. Acesta așteptăm să crească un pic mai măricel sau cel mai bun caz este aici. După cum vedeți și aici, în mijloc, a fost o plantă mamă care mi-a murit și mi-a făcut pui între timp. A făcut floare, mi-a murit, a făcut pui. Deci înmulțirea lor se face ori așteptând să fac acești puiuți pe care puteți să-i separați de aici și să-i puneți în ghivece separate, ori să luați câte o frunzuliță de la fiecare, cam așa, o să iau eu de aici o frunzuliță, așa, și să o puneți pe pământ, pur și simplu pe pământ, nu-i faceți altceva nimica, nu o acoperiți nimic, nimic, nimic. O lăsați așa, o udați, dar bineînțeles undeva la umbră și nu faceți niciodată, nu faceți înmulțirea plantelor când sunt 40 de grade. Eu, în momentul de față, m-am oprit din a face absolut orice în grădină. Este mult prea cald. Deci da, luați această frunzuliță, o puneți undeva pe pământ și aveți grijă ca substratul să fie un pic umed tot timpul și în timp aici se va face o nouă plântuță exact de unde a fost smulsă această plantă și în timp ea va face și rădăcini și se va duce în jos. Bun, cam atâta despre sempervivum. Dacă aveți altceva de adăugat, fiindcă sunt foarte convins că am ratat o grămadă de chestii, eu am fost foarte încântat din cauza că mi-au înflorit toate. Mi-am cumpărat anul trecut vreo 6 sau 7 feluri de sempervivum și toate mi-au înflorit acum. Am ratat vreo 2 să le aduc încoace și îmi place foarte mult cum arată. Deci da, dacă aveți ceva de adăugat, postați-le în secțiunea de coment, după cum vă spuneam. Vă mulțumesc că v-ați uitat și la acest clip. Aveți foarte mare grijă în această perioadă cu căldurile, protejați-vă, stați la răcoare, beți multe lichide, vă doresc foarte, foarte multă sănătate și până data viitoare să ne vedem cu bine. Ciao, ciao!